Bună ziua! Ediția 4 a culiselor programului nostru de mentorat și azi în scenă este Mahev. Este un proiect tare interesant pentru mine, pentru că este o provocare de a implementa pe o scară destul de largă instrumentele de marketing în offline, pentru că cumpărarea produselor Mahev se face doar în offline. Sunt o serie de rețele de magazine în care se poate de cumpărat maioneză, muștar, sosuri, ketchup și o altă, mai multe poziții în gama SKU-ului, așa zis, grila de produse. Respectiv, azi inclusiv am avut o ședință cu Mahev și aici am implementat un instrument ca planificarea bugetului. Nu la toate companiile poate fi implementat acest element din motivul că ori nu este etapa actuală, ori încă nu este înțelegerea, conștientizarea, bugetul, necesitatea de a merge în planificarea bugetului. Deci am avut un plan pe 6 luni de zile și acum noi suntem în cel mai înalt punct a performanței pentru că vine perioada sărbătorilor de iarnă. Ce gânduri interesante sau instrumente interesante lucrat pentru Mahev? Până acum cred și sunt absolut convins că sunt minim 3 instrumente care trebuie să lucreze un produs din seria Mahev, iar Mahev în special, mai mult ca atât Mahev și le implementează. Asta este event managementul. Noi am participat nu la un eveniment unde am oferit posibilitatea oamenilor să guste, mergeam în colaborare cu cineva care făcea cărnăciori și dădeau și sosuri. Evenimente trebuie să fie, trebuie să ieșim în față, oamenii să aibă contact cu noi, nu doar în publicitate sau în design. Alt instrument, instrumentul numărul 2 este influence marketing-ul. Respectiv, au fost inserții cu influencerii și urmează în 1 noiembrie la fel să fie activări. Și al treilea este YouTube. Dacă ați observat, nu am regăsit Instagram, Facebook, ele sunt, dar acolo au alt rol de vizibilitate și de promovare activelor care se creează pe restul canalului de comunicare. Deci YouTube este un canal în care noi am semnat un acord. Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la bucătăria mea! Mă numesc Adrian Serediuc și astăzi împreună cu voi vom găti o rețetă tradițională georgiană împreună cu Mahev, pentru că cu Mahev este mai gustos. Chiar acum mă uit, planul este îndeplinit în peste 98%, în care noi am inclus toate canalele pe care vrem să comunicăm și bugetul care trebuie să fie investit pentru ca aceste canale să dea o performanță în contextul de comunicare. Avem Facebook-ul, avem Stories-uri, avem Reels-uri, avem partea de presă, este partea de radio, este partea de influence marketing. Deci aici este într-o formă foarte, foarte simplă și clară cum ar trebui să lucreze un departament, apropo, nu din foarte multe persoane, 2 persoane, și deja supplierii, agențiile sau subprestatorii de Google, Facebook, Ads adițional, în care aplicăm strategie multi-channel. Prin comunicarea strategiei multi-channel, asigurăm că utilizatorul nostru ne va vedea, dacă nu în primul canal, în al treilea, dacă nu în al patrulea, în al nouălea. Asta dă un randament mult mai mare la investițiile pe care le realizați. De aceea, sper mult să revin cu gândurile care le avem pentru luna decembrie, în luna decembrie. Până atunci, să vă poftă mare, consumați produsele Mahev, mergeți la magazine și uitați-vă pe raft, gustați-le și dați-ne feedback-ul neapărat. Și ne auzim deja. Mâine.